Soarta primarului de la Vladimir, Ion Iannăș, va fi decisă de prefectura Gorj, după ce Curtea Constituțională se va pronunța asupra sesizării făcute de președintele României cu privire la legalitatea modificării legii aleșilor locali. Judecătorii vor decide mâine, iar în funcție de hotărârea acestora, câteva sute de aleși locali din toată țara vor afla dacă își pierd mandatele. În această situație se află și proaspătul edil de la Vladimir, care a suferit o condamnare cu suspendare după ce a părăsit locul unui accident. CCR va anunța mâine dacă aleșii locali condamnați la închisoare cu suspendare își vor putea exercita funcțiile câștigate la alegerile din luna iunie. Reprezentanții prefecturii Gorj au declarat că, în funcție de răspunsul judecătorilor, vor decide și ce se va întâmpla cu aleșii din Gorj care se află în această situație. După cum știți, este o modificare legislativă, de fapt este o contestație la Curtea Constituțională, urmează să se pronunțe zilele acestea, nu mai știu, cred că pe 6 sau 8 iulie, în funcție de ce va decide Curtea Constituțională. Vom lua și noi măsuri să aplicăm legea. Ion Iannăș de la Vladimir, care a câștigat în această vară mandatul de primar, se află în situația în care ar putea fi revocat din funcție, în cazul în care CCR va decide ca aleșii locali condamnați la închisoare cu suspendare să-și piardă funcțiile.